Complexul Vacea Băi a renăscut după mai bine de un deceniu, timp în care a fost lăsat în paragină. Turiștii se pot răsfăța aici în cele 5 bazine, unul semiolimpic cu apă încălzită, un bazin de relaxare cu șezlonguri și hidromasaj, 2 bazine cu apă termală și un bazin cu apă sărată. Izvoarele bogate în calciu, sulf, sodiu și magneziu, cu temperatura de 36-37 de grade Celsius, fiind recunoscute pentru calitățile lor terapeutice. Și administrația locală din Vața de Jos a implicat pentru ca acest complex, care aduce numeroase beneficii și locuitorilor comunei, inclusiv locuri de muncă, să fie cât mai atractiv pentru turiștii veniți din toate colțurile țării. Astfel că a fost adus aici și un trenuleț care îi plimbă pe turiști prin stațiune. Am vorbit cu cei care au dețin acest trenuleț. Mi s-a părut o idee foarte bună să-l aducem și noi la Vața. Este ceva inedit pentru copii și pentru cei din Vața de Jos. După cum vedeți, este și foarte multă lume și ne bucurăm că putem să le oferim copiilor și celor care vin la Vața de Jos mai multe posibilități. Apele termale minerale de aici sunt cunoscute de sute de ani pentru efectele lor terapeutice. La începutul secolului al XX-lea, regele Carol al II-lea călătoria adesea de la castelul său din Săvârșin pentru a se trata cu apa de la Vața, pe un drum care se numește și acum drumul regelui. Baza de tratament actuală a fost folosită până în anul 2010 exclusiv ca centru de refacere pentru militarii români.